În setul al doilea joacă două fete și un băiat de la fiecare echipă, iar de la faimoși vor juca Emi, Asiana și Ghiță, de la războinici Lola, Carina și Iancu. Albaștrii servesc primii, scorul este 1-0 pentru faimoși. A aruncat Carina mingea în tabăra adversarilor, iată-o și pe Emi, aruncă departe înapoi. A dat mingea la războinici, din nou Emi reușește să salveze, mingea puternică este afară, însă 1-0 în setul al doilea pentru războinici. Emi, forță, da? Bravo, Emi! Pregătiți? Din nou Carina servește cu două mâini, iată, se bagă și Ghiță și reușește până la urmă echipa faimoșilor să dea mingea la războinici, dar ultima lovitură însă este afară. 2-0 pentru războinici. Să nu zică nimic! Pregătiți? Din nou Emi, o lovitură directă, 2-1 acum. Câștigă și faimoșii un punct. Emi, concentrată, Emi. 2-1 pentru războinici, au reușit și faimoșii să câștige primul lor punct în acest set. Servește Emi de la echipa roșie. Out, out. Să vedem acum replica războinicilor. Reușește spectaculos Iancu să arunce mingea la faimoși. Continuă acest punct. Este afară lovitura Lolei însă. 2-2. Va servi în continuare Emi. Scorul este 2-2. Atenție acum, ce lovitură spectaculoasă a reușit Carina! A păcălit-o pe Emi, a crezut că mingea va fi afară, dar este punct pentru războinici. Este 3-2 pentru echipa albastră. Iancu servește, este 3-2 pentru războinici. Iată mingea, vine replica lui Emi, este prea scurtă, însă 4-2 pentru echipa albastră. Ce? E bine, tot așa Iancu aici. Pregătiți? Servește către Ghiță, din nou replică scurtă a lui Ghiță, a unui faimos, 5-2 pentru războinici. Haideți, ce faceți? Hai, Ghiță, hai. Pregătiți? Continuă Iancu să servească, minge scurtă, vine replică, este 5-3. Este punctul faimoșilor. 5-3 pentru războinici, servește acum din partea echipei roșii, Ghiță. Pregătiți? Găușește Iancu, să vedem lovitura Carinei, a trecut peste fileu. Încă o lovitură bună a războinicilor. Mingea aceasta este însă prea lungă pentru faimoși și este punctul echipei albastre. 6-3 pentru războinici. Servește Lola. Pregătiți? Hai! Să vedem colaborarea dintre Emi și Ghiță. Reușește cei doi să mute mingea în terenul adversarilor și Lola, iată ce lovitură frumoasă dă Lola. Vine replica însă a lui Ghiță, din nou Ghiță reușește un duel acolo. Iancu Ghiță câștigă Ghiță. Este punctul faimoșilor, mingea a ieșit afară. 6-4 pentru războinici. Asta e. Hai că ne revenim. Și acest set se încheie la 11, scorul este 6-4 pentru războinici. Servește acum faimoasa Asiana. Bună lovitura și Lola a avut o replică foarte bună. Hai să vedem acum. Mingea este în terenul faimoșilor. Imediat a ajuns la războinici acum. Greșeală din partea faimoasei Emi și este 7-4 pentru războinici. A băgat Ghiță în fața Asianei, neînțelegerea acolo între faimoși și punctul este războinicilor, 8-4 pentru echipa albastră. Bravo, Lupe! Din nou la servă Carina, 8-4 pentru războinici. Este greșeală, minge prea scurtă, servă prea scurtă. Punct pentru faimoși, 8-5 pentru echipa albastră. Haide, se poate, 8-5. Haide. Mingea ajunge acum la servele lui Emi. Emi. Pregătiți?
Hai! Mingea este în terenul războinicilor și Iancu lovește prea puternic. Scorul este 8-6 acum, punct pentru faimoși. Rămân la conducere însă războinicii în continuare. Bravo, Lupi! Haide că se poate! Se poate, Lupi, să pierzi! Hai, hai, concentrează-te! E perfect! Greșeală la Lola! A lovit mingea de două ori, a încercat o replică în forță, însă a lovit mingea prea scurt. 8-7 acum, continuă să conducă albaștrii cu un punct. Hai, Emi, hai, atentă! Pregătiți, Emi? Da. Să vedem lovitura lui Iancu. Direct a lovit Emi, a trimis mingea în terenul războinicilor și este acum egalitate. 8-8! Fiți atenți la minge! Încercați să vă băgați la ea! Continuă să servească Emi. Minge către Lola, din nou Iancu trimite mingea la faimoși, din nou Emi. Încă o dată mingea peste fileu. Continuă Iancu de unul singur acolo, să vedem acum. Prea scurtă lovitura și încă o dată, dacă reușesc faimoșii, da. Este 9-8 pentru faimoși, conduc pentru prima dată în acest set. 9-8 pentru faimoși, continuă servele Emi. Minge puternică acum, prea târziu pentru războinici să mai oprească punctul faimoșilor. Este 10-8 pentru echipa roșie, care, iată-o, din nou este la un punct distanță de victorie și în acest set. Vă reamintesc, câștigă echipa care ajunge prima la 3 seturi. Scorul general este 1-0 pentru faimoși, iar scorul în setul al doilea este 10-8, tot pentru faimoși. O minge scurtă, înșelătoare, iată să vedem replica Lolei. Bine, bă! Continuă mingea să zboare dintr-o parte în alta, să vedem acum, este punctul faimoșilor și setul faimoșilor. Câștigă și al doilea set cu scorul de 11-8. Scorul general este 2-0 la seturi pentru echipa roșie. Este bine, mai avem un joc, 5 minute facem și pe aici. Gata, gata, gata. Asta asta chiar te face să fii și mai bine. Dacă câștigăm și pe ăsta, este un alt joc pe care la echipă nu pierdem. Da. Stai, ce la mine să ridici cât mai sus? Da, mă, dar tu nu jucai, da, de 10 ore, da, la ghiță și la... Da, fă, dacă ești acolo, nu poți să... Nu poți să dai într-o direcție anume. Poți să dai, greu! Acolo nu jucați, voi nu jucați pasă. Cu mâna o dădea acolo. Voi o dădeați interent. Mâna mingea, o dădeați interent. Păi bun, jucam pasă și speriam punctul. Ai văzut, Lola, când venea mingea la ea? Bă, haideți că am văzut acum fiecare de acum. Bă, și contează cine stă mingea, doar dacă se rivește. Nu trebuie să faceți niciun. Da, nu trebuie să faceți. Acum trebuie să vorbim toți, eu, tu, el, și trebuie să jucăm dintre ei pasă neapărat, pentru că niciunul nu știe preluarea. Și ultimul serie, cel mai important, lasă Caterinca cu ei, că ei asta fac mereu. Și ne trebuie să câștigăm, avem, jocul ăsta e foarte important. Încearcă să te scoată din concentrare. Exact. Caterinca, dar după aia ne distrăm. Okay? Acum ne bucurăm de meci, luăm punctele și asta. Ok? De asta ți-am zis, stai calmă. Păi tocmai asta zic, ok? Scorul general este 2-0 pentru faimoși. Câștigă echipa
care ajunge prima la 3 seturi. Hai să vedem cine joacă setul al treilea. Doi băieți și o fată de la fiecare echipă. Avem Cezar, Ghiță și Emi de la Faimoși, Carmen Emanuela, Andrei și Iancu de la Războinici. Vă poftesc în teren! Cum spuneam, este 2-0 pentru Faimoși. Să vedem dacă aceștia vor câștiga toate seturile sau vor replica Războinicii și vor reintra în joc. Servesc Faimoșii, primul Ghiță. Încearcă Ghiță, după cum vedeți, o aruncare spectaculoasă. Până la urmă a reușit să trimită mingea în tabăra adversă. Vine și replica lui Carmen Emanuela. Să vedem acum, greșeală la Andrei și este primul punct al setului 3 al Faimoșilor. 1-0. Pregătiți? Hai să vedem acum, au reușit Faimoșii. O trimite mingea în tabăra Războinicilor și este încă un punct pentru echipa roșie. După cum vedeți, scorul este 2-0. Servește impecabil Ghiță până acum și le face probleme Războinicilor. Dacă nu-i de arunca, nu te arunca, că avem nevoie de puncte. Țineți-vă pozițiile pe teren, nu lăsați Ghiță neacoperite. Pe centrul terenului, Ghiță și Andrei. Un duel dincolo de atmosfera din competiție. Este și un duel personal. Hai să-i vedem acum. Neînțelegere între Cezar și Ghiță. Punctul merge la Războinici. Este 2-1 pentru Faimoși și va servi Andrei. Puncte, puncte. Mergeți la puncte. Are acum Andrei șansa să-i demonstreze lui Ghiță că se pricepe și el la volei. 2-1 pentru Faimoși. Servește Andrei către Cezar. Mingea se întoarce la Războinici. Iată, Carmen Emanuela trimite în terenul advers mingea. Este punctul Faimoșilor. 3-1. Lăsați poziții neacoperite. Atenți, aveți mijloc, dreapta, stânga. Este 3-1 pentru echipa roșie și va servi, după cum vedeți, Emi. Hai, Emi, că merge. Foarte bine a jucat Faimoasa până acum. Să vedem replica Războinicilor. A reușit Ema de la Războinici să trimită mingea, dar iată acum, prea departe, a ieșit mingea în afara terenului și este 4-1 pentru echipa roșie. Bravo, Faimoși! Servește din nou Emi. Vine replica lui Carmen Emanuela, în continuare lovește ea, reușește să trimită mingea, iată, și acum o lovitură scurtă pentru Faimoasa. Și este punctul Războinicilor. 4-2 pentru Faimoși. Se concentrează Iancu. Descântă mingea acolo. Își dorește punctul, evident. Hai să vedem cum va servi. Hai, Faimoși! O vizează pe Emi, care trimite direct mingea în tabăra adversarilor. Continuă Emi. Neînțelegere între Iancu și Andrei. A sărit pe sub mingea Andrei. Și este punctul Faimoșilor. 5-2 pentru echipa roșie. Acum servește Cezar. Pregătiți? Iată-l pe Cezar cum trimite mingea în terenul adversarilor. Continuă Emi, dar dă mingea afară. Și este punct pentru Războinici. 5-3 pentru echipa roșie. E rândul Războinicei Carmen Emanuela să servească. Minge care o vizează pe Emi. Continuă Ema să atace și aici probleme. Nu mai reușește Ghiță să lovească nici măcar cu piciorul. Punctul merge către Războinici. 5-4. Continuă să conducă Faimoșii. Au un punct în față. Este 5-4 pentru echipa roșie. Din nou servește Ema. Intervine Ghiță acum. Cezar trimite direct mingea către adversari.
O greșeală din partea lui Cezar. Nu s-a înțeles cu Ghiță și este egalitate. 5-5. Servește din nou Emma. Să vedem serva Emei. Replică Cezar, trimite Ghiță direct mingea la adversar și Iancu acum. Atacă Iancu. Bine! Hai, Andrei! Greșește Andrei, minge prea scurtă, n-a reușit să o trimită peste fileu. Și din nou conduc faimoșii. 6-5 pentru echipa roșie. Servește din nou Ghiță. Minge că o vizează pe Carmen Emanuela. Greșește din nou Andrei, minge ieșea afară. A oprit-o însă 7-5 pentru faimoși. Tu la timp ai strigat. Concentrați aici. La fel, la fel ca până acum. Pregătiți. Servește în continuare Ghiță. Aruncă mingea Iancu în terenul advers și minge prea scurtă, lovitură prea scurtă pentru Cezar. Este 7-6 pentru faimoși. Punct acum pentru războinici. Hai. Concentrați acolo, Balauro. Aproape bine, Andrei. O vizează pe Emi. Iată replica lui Emi, foarte puternică, direct. Iancu trimite și el în tabăra adversă mingea. Bună lovitura lui Cezar. Spectaculos a sărit. Iancu și-a recuperat. Să vedem acum din nou. Prea târziu însă a băgat piciorul acolo. Andrei a încercat să recupereze mingea. Dar este punctul faimoșilor, 8-6 pentru echipa roșie. Este rândul lui Emi să servească. Sare pe sub minge, Emma a crezut că este afară și oferă punctul faimoasei. Este 9-6 pentru echipa roșie. Este 2-0 la seturi pentru echipa roșie. Din nou servește Emi. Replica lui Iancu, ce spectaculos a sărit Iancu, însă lovește afară. Neînțelegere în tabăra războinicilor, nu s-au coordonat foarte bine cei trei și oferă încă un punct faimoșilor. 10-6 pentru echipa roșie. Este 10-6 pentru faimoși, iar Emi are acum o șansă extraordinară. Servește pentru meci, servește pentru victorie și recompensă, o recompensă mult așteptată de către faimoși. Să vedem dacă va face față tensiunii Emi sau dacă războinicii vor reuși cumva să reintre în joc. Servește către Emma și neînțelegere între faimoși. Este punctul războinicilor. Continuă echipa albastră să aibă șanse. 10-7 pentru faimoși. Emma, servește tu. Hai. Mai au faimoșii 3 mingi de meci. În continuare au prima șansă astfel încât să câștige acest set. Să vedem replica războinicei Carmen Emanuela. Ea este la servă. Hai, Emma. A lovit departe. Iată atacul lui Ghiță. Sare pe nisip spectaculos a Iancu, dar prea târziu. Andrei nu reușește să dea mingea peste fileu și este punct, set, meci pentru faimoși. Câștigă acest duel cu scorul de 3-0, scor general la seturi. Războinicii n-au avut azi nicio șansă. Acum poți să te bucuri, poți să te bucuri, poți să faci. Dă-mi-o seara pe două.
Bravo pentru astăzi, bă. Bă, încă un joc, exact, încă un de joc echipă. De echipă câștigat, bă. Și mai spun că nu suntem o echipă. Da, da, și da, ei ne zic nouă că suntem o echipă. Bă, așa e legenda, că nu suntem o echipă. Bă, și ne mâncați. Și ne mâncați. Și amărâți. Ei sunt prea plini, frate, cât au mâncat. Da, și eu cred, de la atâta mâncare nu mai pot să trag aici. Nu că nu mai poate să trag, dacă le-am zis că altă mâncare, a zis, dă-o mă încolo. Iar mâncă, atâta mâncare, ce să mai, dă-o mă, iar mâncăm, bă, dă-o. Am văzut că-ți tremura gladiole, zic, gata, cade Cezar, cade. Cred că în țara am tot ala pariu 3, că mor într-o săptămână. Cine parează pe mine s-ar putea să se îmbogățească. Bă, da, astăzi Aseana n-a jucat. N-a jucat. Bă, crezi că n-a jucat. Bă, a fost ultimul punct. Ia a lovit mingea aia preluarea. Bă, a dat-o, a dat-o și bine. Auzi? Bă, da, 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 bine. E vorba, auzi, e vorba despre echipă, fraților. Bravo, bă! Am văzut, am văzut. Ești arată că tot am văzut și în chem că la voi e vorba despre echipă. Am văzut, lăsați-mă. Ați văzut cum se toate se schimbă. Cu timpul...